Locuitorii din Vălenii de Munte au cu ce se mândri. Ieri a fost inaugurat parcul central al orașului, în fapt, vechiul așezământ reabilitat adus la standarde actuale. N-a rămas nimic din ce era decât pomii și cred că vă place și împreună să îl îngrijim pentru că este un efort pe buș. Investiția constituie un exemplu de colaborare între administrații, noul primar ducând mai departe proiectul inițiat de predecesorul său. Vreau să-i mulțumesc domnului Mircea Nițu și administrației care a aprobat începerea proiectului de reabilitare a parcului. Nu în ultimul rând vreau să mulțumesc și constructorilor care au ajutat la modernizarea acestui parc. Vă anunț că pentru întârzierea pe care a adus-o cetățenilor, domnii vor face o donație de 150 de milioane primăriei Vălenii. Oaspete de onoare al evenimentului a fost poetul Lucian Avramescu, care a adus în prim plan amintirile. Este orașul adolescenței mele pentru că 4 ani am trăit aici și sunt anii poate cei mai frumoși ai vieții unui om. Am și câțiva profesori aici care pot depune mărturie că n-am mințit în legătură cu săruturile pe care le piteam pe sub acești copaci, fiindcă și pe vremea aia sărutul era sub interdicție. Locuitorii orașului sunt mulțumiți că acum pot să se plimbe pe alei pietruite și se pot relaxa la umbra copacilor printre fântâni arteziene. Așa cum este acum, este o mare binecuvântare pentru cetățenii orașului Vălenii de Munte. Aici își găsesc un moment de repaus, un moment de relaxare, un moment de respiro. Mi-am petrecut tot cea mai mare parte a tinereții în acest oraș. Ca și domnul Avramescu, eu mi-am terminat liceul aici, 64, și aceleași amintiri care le spunea dumnealui cu momente de tandrețe cu domnișoarele pe acolo, mă leagă și pe mine. Datorită actualului primar, deci și cel care a fost înainte, deci dumnealui a continuat. Înțelegeți? Vă spun, singurul lucru care mă bucură, a scăpat și de câini, nu mai avem nici câini aici în parc. Asta era cea mai acută problemă. Curățenie. Am așteptat un pic cam mult, dar s-a meritat. Vă veni bunicii cu nepoții, sperăm să fie ok. Și pentru că primarul este la început de drum, sperăm să facă mult mai multe lucruri în oraș, să înflorească acest oraș.